Tare de urgență în Brazilia, o furtună puternică a ucis zeci de oameni din mai multe localități ale statului Sao Paulo. Precipitațiile abundente au provocat inundații și alunecări de teren. Cel puțin 36 de oameni au murit și un număr încă necunoscut de persoane sunt date dispărute în 5 municipalități din Brazilia din cauza inundațiilor de amploare care au avut loc în ultimele două zile. Potopul a afectat mai multe autostrăzi și a distrus zeci de case, peste 200 de persoane rămânând fără case și alte 300 au fost evacuate. Prin urmare, autoritățile au declarat starea de urgență în zonele afectate. În doar 24 de ore, în regiune au căzut ploi echivalente cu o lună de de precipitații. Guvernul statului São Paulo a declarat că ploaia din regiune a depășit 600 de mm într-o singură zi, una dintre cele mai mari cantități înregistrate vreodată în Brazilia într-o perioadă atât de scurtă. Peste 100 de pompieri au fost mobilizați pentru a face față situației ajutați de elicoptere. Totodată și soldații au luat parte la efortul de ajutorare a persoanelor afectate. Președintele lui Inacio Lula da Silva a spus că guvernul va depune toate eforturile pentru a avea grijă de răniți, a căuta oamenii dispăruți și pentru a restabili drumurile, energia și telecomunicațiile. În același timp, șeful statului, împreună cu ministrul integrării și dezvoltării regionale Valdez Guezva, vor vizita luni zona afectată. Afectată de furtună, ca urmare a inundațiilor, inclusiv festivitățile carnavalului au fost anulate. Brazilia este una dintre țările care suferă constant de pe urma efectelor schimbărilor climatice. Țara a mai fost afectată de dezastre naturale precum la Petropolis, statul Rio de Janeiro, unde peste 230 de persoane au murit în urma ploilor abundente în 2022.